Astăzi, la Biserica Voievodală a Adormirea Maicii Domnului din Borzești, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt-preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre faptul că Biserica din Borzești, alături de toate celelalte locașuri de cult construite de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, păstrează viu duhul credinței. Am simțit această bucurie la primirea solemnă care ne-ați făcut-o aici, în fața acestei biserici ștefaniene, unde se păstrează și simțim mai mult ca oriunde duhul acesta ștefanian, duhul sfințenii, duhul strămoșilor și moșilor noștri, care au venit și ei la rândurile de-a lungul veacurilor în bisericuța aceasta și s-au rugat pentru ei înșiși, pentru ca Dumnezeu să-i scoată din necazurile lor, pentru ca Dumnezeu să le ajute în marele idealuri care doreau să le împlinească pentru țară, pentru neam, pentru credință, pentru biserică și așa mai departe. Deci astăzi considerăm că ne întâlnim cu Duhul lui Ștefan cel Mare, care tânăr fiind s-a format aici, în jurul stejarului de la Borzești, legendarului stejar, și iată că Betleemul lui Ștefan devine din ce în ce mai pregnat în sufletele noastre și totodată încercăm să-l prezentăm așa cum credem că l-a lăsat binecredinciosul voievod Sfântul Ștefan cel Mare. Evenimentul aniversar a reprezentat un moment de mulțumire pentru toți cei care au susținut moral și financiar activitățile corului Philomelos aflat la ceas de sărbătoare. Ziua de astăzi este un prilej de mare bucurie pentru noi, cei care slujim la parohia Borzești, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare fiind biserica în care ne aflăm, dar este o bucurie și pentru corul psaltic Philomelos, care de 7 ani de zile cântă în această biserică. Este o sărbătoare a parohiei Borzești și o sărbătoare a corului psaltic Philomelos, pentru că astăzi l-am avut în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, al arhiepiscop al Romanului și Bacăului, care a slujit împreună cu noi dumnezească liturghie. Un moment de rugăciune, un moment de profunzime, unde am încercat să ne înălțăm cu toții sufletele prin cântarea bizantină. În continuare, primarul municipiului Ionești a comunicat decizia Consiliului Local, prin care a fost ales ocrotitor al orașului Ionești, alături de Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Înalt preasfinția voastră, cu adâncă smerenie și bucurie, vă înaintez hotărârea Consiliului Local, numărul 54 din 20 februarie 2020, prin care se ia act și se dispune în ședință publică de propunerea venită din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului prin protoieria Onești, privind declararea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare ca ocrotitor spiritual al municipiului Onești, împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae. La baza acestui document stă și decizia permanenței Consiliului Eparhial numărul 2888, din 20 decembrie 2019, prin care înalt preasfinția voastră ați dat acordul de principiu și ați binecuvântat acest demers. În consecință, smerit vă propunem ca manifestările solemne, punerii în practică acestui act să cuprindă și o ședință solemnă a Consiliului Local Onești, în data de 26 martie 2020, la care, cu onoare, în alt preasfinția voastră vă invităm să participați. Corul psaltic Philomelos a fost înființat în anul 2007, iar în prezent numărul membrilor a ajuns la 70.